Îl binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, amin. Pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Ne bucurăm în această dimineață că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a dat sănătate. Și putem să fim în locul acesta, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ce dulce și plăcut este să locuiască frații împreună. Dumnezeu să lasă unde lemnul lui să curgă peste noi. Și să ne bucurăm de dragostea lui, bucuria mântuirii să inunde fiecare inimă. Aș vrea să vă ridicați în picioare, aș vrea să citesc 4 versete din 1 Corinteni, tot din același capitol unde s-a citit, de la versetul 1 până la versetul 4. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Astfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a înviat, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Domnului care ne vorbește, care se îndură de noi și așa cum am auzit în dimineața aceasta, așa cum vedem, în locul acesta, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, avem sărbătoarea. Slavă ție, Doamne! Și Dumnezeu să facă să ne bucurăm la această sărbătoare. Amin, ajută-ne, Doamne! Cea mai mare sărbătoare a copilului lui Dumnezeu este atunci când ne aducem aminte de moartea Mântuitorului nostru și când ne aducem aminte de învierea Lui, lăudat să-i fie nume. Pentru evrei era Paștele. Pentru noi este cina Domnului. Evreii, când trebuia, Domnul Dumnezeu le-a poruncit să sărbătorească această sărbătoare, pentru ei era foarte important, pentru că ei și-aduceau aminte cum Dumnezeu cu braț puternic i-a scos din țara Egiptului. Pentru noi, cina Domnului este sărbătoare când noi ne aducem aminte cum Dumnezeu ne-a smuls din groapa pierii, din robia păcatului, de la moarte, ne-a dus la viață, de la întuneric la lumină. Slăvit să-i fie numele. Evreul își aducea aminte cum punea sângele la aceea sărbătoare, cum Dumnezeu le-a poruncit cum să s-o sărbătorească, cum punea sângele pe stâlpul de sus, pe cei doi, dacă vreți, pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi a ușii. Noi ne aducem aminte în această dimineață. Aleluia. Cum sângele Mântuitorului curgea pe drumul dolorosului. Cum pentru mine și pentru tine curgea sângele lui Iisus Hristos. Ca să ne spele, să ne protejeze, să ne mântuiască și să ne curățească. După ce își va da viața, va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura. Iată-ne aici, aleluia, rodul suferinței lui. Fiecare dintre noi care suntem aici, suntem cei ce am răsărit în urma picăturilor de sânge. Aleluia. În urma morții lui, noi suntem aici. Dacă Hristos nu murea și nu via, biserica nu exista. Dar pentru că suntem aici și biserica există și va rămânea, este că Iisus Hristos este capul bisericii și că El este viu în vecii vecilor, trăiască Domnul. Frumos salutul acesta, Hristos a înviat. Dar eu aș vrea să vă spun un alt salut, Hristos e viu în vecii vecilor, trăiască Domnul. Mulți oameni, dacă vreți, care s-au ridicat pe pământul acesta ca profeți, ca oameni pe care s-au pus, dacă vreți, în locul lui Dumnezeu și oamenii venerează, sunt mormeni și dacă îi cauți astăzi sau putrezi, nu mai sunt. Dar Domnul nostru este viu în vecii vecilor. Spunea despre El psalmistul în Psalmul 16, dacă nu mă înșel, o profeție despre El, că El nu va vedea putrezirii, lăudați să-i fie numele. Și spune că și nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea, lăudați să fie numele Domnului. Este o profeție despre Domnul Iisus Hristos.
mărească-i nume. El n-a văzut putrezire. El a biruit moartea, a călcat peste moarte. Și moartea nu a putut ține, pentru că e Fiul lui Dumnezeu. El a declarat despre ține, eu sunt calea, adevărul și viața. Lăudați să fie numele Domnului. Apostolul Pavel, când predica Evanghelia, baza, dacă vreți, a predicilor lui era moartea Domnului Iisus Hristos și învierea Lui. Spunea el, dacă n-ar fi fost înviat Domnul, noi eram degeaba aici. Degeaba aveam nădejdea, dar avem harul acesta că Hristos este viu în vecii vecilor, lăudat să fie numele Domnului. De aceea aș dori ca Dumnezeu să se îndure de noi. Sunt oameni care nu cred. Eu cred că fiecare dintre noi credem în învierea Mântuitorului. Credeți că a înviat Iisus Hristos? Mărire Lui în veci. Dar vă mai întreb ceva. Voi credeți că veți învia și voi? Pune cuvântul lui Dumnezeu că vor învia și cei buni. Și cei ce L-au slujit pe Dumnezeu. Dar vor învia și cei ce nu L-au slujit pe Dumnezeu. Și ei, și unii oameni ar dori mult să rămână în țărână. Să rămână acolo, dar nu vor rămâne acolo. Ci vor învia și ăia răi și ăia buni. Dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Daniel și ar vrea să citim în capitolul 12 și să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, că vor fi oameni aici care vor învia, capitolul 12, versetul 2, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și unii pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci, de veci lăudat să fie numele Domnului. Va fi învierea celor drepți și a celor nedrepți. Va fi învierea celor ce L-au slujit pe Dumnezeu și pe cei ce nu L-au slujit pe Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. M-am gândit la noi că a venit pe pământul acesta și nimeni nu ne-a întrebat dacă vrem să venim aici. Nimeni nu ne-a întrebat. Nimeni nu ne-a întrebat să ne dăm cu părere, vrei să vii aici? Vrei să te naști în Austria, în România, în Africa? Nimeni nu ne-a întrebat. Nimeni nu ne-a întrebat dacă dorim o familie, uite, îți dau familia cu tare, vrei acolo? Și dintr-o dată ne-am trezit aici pe pământ. Pentru că asta e puterea lui Dumnezeu. Aleluia. La o vârstă în care am început să discernem că suntem pe pământ, am înțeles că suntem aici. Va veni o vreme, dragii mei, când vom pleca de aici, de pe pământ, dacă am venit pe rând, vom pleca pe sărite și nimeni nu ne va întreba dacă vrem să plecăm de aici. Nimeni nu te va întreba. Dacă te va întreba cineva, cu siguranță tu ai vrea să mai rămâi. Dar nu va fi. Pune cartea Proverbelor că în fața morții nu este biruință. Că Domnul poruncește să pleci, pleci. Nici doctorii, nimeni, aparatele se opresc. Mărit să fie numele Domnului. Și nu te va întreba. Și la înviere, unii oameni ar vrea să rămână în pământ când vor pleca de aici, să spună, vrem să rămânem aici. Dar nu va fi după dorința lor, ci ei se vor ridica din pământ. Vor învia, focul va da înapoi, apa va da înapoi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Nu vei scăpa moartea, unii și-au viața. Cred că vor scăpa din mânia lui Dumnezeu. Unii și-au viața crezând, spunea cineva, spuneam, omule, vei ajunge în necaz. Și-a zis, necazul, boala pe mine nu mă va ține, pentru că îmi pun capă zilelor. Și-a zis, tu nu vei scăpa de necaz. Dură-te, Doamne! Tu crezi că vei scăpa de boală, de suferință? Pentru că tu când îți vei lua capă, când îți vei pune capă zilelor, pe tine te așteaptă un necaz mai mare. Te așteaptă iadul, te așteaptă focul, care spune cuvântul lui Dumnezeu, care arde și nu se stinge. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Unii cred că asta e refugiu, asta e scăpare, să-și iei viața. Scăparea la Domnul Iisus Hristos. Amin. El este viața, lăudat să fie numele Domnului. Spunea Apostolul Pavel că el dorea să-L cunoască pe El. Și numai pe El. Și puterea în fierii Lui. Dorești lucrul acesta? Amin.
doriți. El ceea ce a spus a demonstrat-o. Și noi de multe ori spunem și nu putem demonstra ceea ce spunem. Și ne facem de rușine. Dar El a demonstrat-o. Într-o zi vorbea despre înviere. Și a demonstrat pe pământ. Și într-o zi a vrut să arată omenirii care putere să învieze morții. Și a chemat Maria cu Marta și a zis, prietenul tău, cu care ai stat la masă, cu care ai mâncat, e bolnav, grăbește-te să vii. Și a zis ucenicilor, nu mă grăbesc, că vreau să-mi arăt slava. Aleluia. Și a murit și trei zile l-au pus în mormânt. Și acolo în mormânt, Hristos a ajuns în fața mormântului. Și a arătat Dumnezeu puterea sa de înviere. Și a zis, Lazăre, ieși afară. Și a ieșit Lazăr afară, lăudat să fie numele Domnului. E Dumnezeu care are putere, slăvit să-i fie numele. Apoi prin slujitorii săi, prin Ilie, prin Elisei și-a arătat Dumnezeu puterea de a învia, dacă Dumnezeu prin oameni le-a dat puterea, autoritate să învieze morții, cu cât mai mult El, care e suveranul, lăudat să-i fie numele. Știți că unii oameni nu cred în învierea. Nu cred, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a fost un neam de oameni, o partidă a saducheilor, care ei nu credeau în înviere. Pavel era la Atena și predica Evanghelia și oamenii erau interesați și îl vedem pe Pavel, îl iau la aeropagul din Atena, epicurenii stoici, oameni înțelepți care vor să audă, vroiau, îi căutau înțelepciune greci. Vreau să aud înțelepciunea lui Pavel, pentru că n-au auzit vorbind pe Pavel, au auzit că ceea ce vorbește Pavel e ceva interesant, ceva deosebit, ce n-au mai auzit. Și când Pavel le vorbește că Dumnezeu nu ține în seamă vremuri de neștiință, ci poruncește tuturor oameni de pretutinde să se pocăiască, pentru că a pregătit o zi care va judeca lumea prin Domnul Iisus Hristos, și a ajuns Pavel să le vorbească despre învierea din morți. Și când au auzit de înviere, mulți n-au crezut. Mulți n-au crezut. Dumnezeu să aibă milă de noi. De aceea oamenii nu vor să se pocăiască, nu vor să se întoarcă. De aceea penticostalii nu vor să se sfințească, pentru că ei nu cred în înviere. Pentru că vine ziua, dragii mei, ce ai semănat, vei secera. Știți că a venit, spune cuvântul lui Dumnezeu, înainte cu două zile de această sărbătoare a Paștelui. Oamenii și-au făcut planuri, au zis, nu cumva să-L omorâm pe Iisus în această sărbătoare, să nu facem turburare în noroc. Și-au pus în plan să-L prindă, să-L omoare. Dar în vremea aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, că era în Betania și era în casa lui Simon leprosul și a venit o femeie cu un vas de albastru foarte scump. Un mir denar scump era. Și avea dorință, avea tot ce am, dau Mântuitorului. Aleluia, ajută, și spune cuvântul lui Dumnezeu că a spart vasul acela și a turnat peste capul lui. Și vroiam, casa s-a umplut de un miros plăcut și vroiam ca ucenicii tot din jur să se bucure. Dar aud un mare necaz pe femeia aceea. Iuda și ceilalți se gândeau că putea să fie vândut cu 300 de lei și banii să se fie dat la sărat. Și Mântuitorul a zis, nu faceți necaz femeii. Că femeia aceasta a făcut tot ce a putut ea. Ești în locul acesta, poate a venit cu vas de mir, de nar, scump. Sparge-l în această. Adu înaintea lui Dumnezeu inima ta. Să vină un miros plăcut, să umple biserica. Și Dumnezeu să dea har, lăudat să fie numele Domnului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a apropiat Paștele. Și au întrebat ucenicii, unde doresc să-ți pregătim Paștele? Și a zis, mergeți în cetate, veți găsi un om cu un ulcior, să mergeți după el și să-i spuneți unde este odaia. Stăpânul să facă, unde să mănânce Paștele. Și ucenicii credeau cuvântul, așa e. Credeau că Dumnezeu prin Duhul Sfânt vorbea omului acelui, îl înștiințase. Dumnezeu avea oameni pregătiți pentru vremea potrivită. Era un om și a venit ucenicii și a zis, unde? Uite aici, ai adus un odaia de sus. Era gata pregătită, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și-au pregătit Paștele.
Și pe când stăteau la masă, spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune ceva care i-a întristat. Se bucura, era, dacă vreți, paștele, mâncau, dar spune, între voi este unul care nu va vinde. Parcă văd șocul ucenicilor, parcă văd durerea, parcă văd, dacă vreți, tulburarea lor. Și au început ucenicii să se cerceteze, să întrebe fiecare la rândul lui, oare nu sunt eu? Oare nu sunt eu? Cel ce întinde mâna cu mine în blid, acela este. Omul acesta care avea necas pe femeie când a spart vasul acesta de albastru, omul acesta care avea necas pe femeie care când i-a uns mir, cu mir Domnului Iisus Hristos picioarele, spune Ioan Evanghelistul că omul acesta nu că avea grijă de săraci, dar îi plăceau banii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că rădăcina tuturor relelor sunt bani. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Dumnezeu să se dure și spune cuvântul lui Dumnezeu că unul dintre voi mă va vin. Dumnezeu să se îndură de noi în această dimineață. Amin. Cred că fiecare dintre noi suntem aici cu inima curată. A venit să ne întâlnim cu Domnul, n-a venit cu alte scopuri, cu alte gânduri. Cred că inima ne este curată. Și dacă nu este curată, să rugăm pe Dumnezeu, zidește noi o inimă curată, Dumnezeu. Pune în noi un duh nou și statornic. Doamne, dă-ne bucuria mântuirii, pentru că suntem la sărbătoare. Hristos al nostru e viu. Cuvântul acesta, dacă Evanghelia aceasta, spune Apostolul, fac cunoscută Evanghelia pe care v-am propăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și spune versetul 2 și prin care sunteți mântuiți cu condiție. Nu oricum. Sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propăduit. Astfel, degeaba ați crezut. Știți că și dracii cred și se înfioră. Știți ce nu vor să facă? Să se supună, să se smerească. Noi vrem să credem. Noi vrem să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că vine răsplătirea. Dumnezeu este viu în vecii vecilor și ce a spus El aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, El duce la îndeplinire, lăuda să fie numele Domnului. Pune Apostolul Pavel, pune cuvântul lui Dumnezeu aici, în Filipeni, dacă ne uităm în capitolul 3, versetul 10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinței Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dragii mei, tot ce facem aici se notează, se scrie. Tot ce facem aici se contabilizează și într-o zi spune cuvântul lui Dumnezeu că se vor deschide cărți și se va deschide cartea vieții și dacă nu vei fi trecut acolo cu niciun chip, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea aș dori ca Dumnezeu să se îndure de noi. Și spune Apostolul Pavel Tesalonicenilor, dacă nu mă înșel, oamenii care plecau de pe pământ erau necăjiți, erau, dacă vreți, frustrați, că mureau printre ei oameni care, spune cuvântul lui Dumnezeu, se duceau cei dragi în mijlocul lor și le spunea Pavel, nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit ca și să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Dumnezeu să se îndură de noi. Amin. Asta e nădejdea noastră. Și nădejdea aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu înșală pentru că ea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Spune Apostolul Pavel că și el se luptă și aștepta. În capitolul 24 din Faptele Apostolilor se lupta și el pentru lucrul acesta. Și am în Dumnezeu, versetul 15, nădejdea aceasta pe care o au și ei însăși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu să se îndură de noi. Să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Va fi o înviere.
Aleluia. Toți vom învia. Aleluia. Dumnezeu să ne ajute ca să facem parte din ceata sfinților. Amin. De cei care vor auzi glasul lui Mântuitorului, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care a fost făgăduită, care a fost pregătită de la întemeierea lumii, Dumnezeu să se îndură de noi. Apocalipsa 20, versetul 5. Ceilalți morți, fericiți și sfinți, sunt cei ce au parte din tâia înviere, asupra lor a doua moarte, n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani, lăudat să fie numele Domnului. Ar vrea să mă apropiu de încheiere și ar vrea să vă spun că noi sărbătorim moartea Domnului și învierea Lui. Noi ne bucurăm că El este viu. Noi ne bucurăm că într-o zi pune cuvântul lui Dumnezeu că vine să-și iei mireața. Fie că vei rămâne în viață, fie că vei adormi, spune Apostolul Pavel, pentru mine a trăit Hristos, dacă vei rămâne în viață și vei fi cu Hristos, vei avea parte din învierea celor sfinți. Fie că vei pogorâ în țărână. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu cei care sunt în viață vor lua înainte celor vii, ci ei vor învia înainte, lăudați să fie numele Domnului. Dar fie că murim, fie că trăim, vrem să fim a Domnului. Când va veni El, la marele apel, fiecare din locul acesta să nu lipsească. Spunea Moise, nicio unghie să nu rămână în Egipt. Eu doresc ca nimeni să nu rămână pe pământ în necaz, în strâmtorare, în chin care va veni. Și fiecare să se bucure de Domnul, lăudați să fie numele Domnului. Doresc ca această sărbătoare, dacă inima ți-e împietrită, cuvântul lui Dumnezeu să atingă corzile sensibile a ei. Dacă ești în locul acesta nemântuit, să-ți pui întrebare, că într-o zi vei pleca chiar dacă nu vrei. Să-ți pui întrebare că într-o zi Dumnezeu te va chema din pământ, din țărână. De unde ai plecat, de acolo te va chema. Și într-o zi te vei înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Și spune profetul, omule, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu tău. Rămân aceste cuvinte și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână cu noi. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.